Sunt profesor Cornelia Neaga, directorul clubului copiilor din orașul Șimleu, Silvaniei. A fost iulie 2019, luna în care am desfășurat cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor La Fântâna Dorului. De fapt, nu numai un festival, ci o adevărată manifestare culturală pentru tinerii noștri din România și din afara granițelor. În acest an am avut peste 16 ansambluri folclorice invitate și care mi-au răspuns. A fost o ediție de colecție, aș spune eu. De ce? Pentru că în această perioadă foarte încărcată, atât din punctul de vedere al activităților, în care parcă nu ne mai ajunge timpul, foarte multe, foarte, foarte multe activități în care participă tânăra generație. Să nu uităm că majoritatea sunt copii, sunt elevi, au avut în perioada respectivă unii examene și totuși și-au găsit timpul și resursele pentru a se pregăti să participe la festivalul nostru. Deși am avut, pot să spun, relativ un timp destul de scurt în care am demarat pregătirile pentru această ediție, faptul că ne-au răspuns colegii noștri din țară, să nu uităm că au fost din Baia de Aramă Mehedinți, din Satu Mare, din Brăila, din Bacău, din Tulcea, din Maramureș, din Olt, din întorsura Buzăului Covasna, din Republica Moldova au fost trei ansambluri. Deci iacătă s-au mobilizat și au participat și la această ediție. Fapt care ne dovedește că orașul nostru este un oraș primitor. Faptul că acest festival are o tradiție și cel mai important pentru noi ca și organizatori, faptul că tânăra generație, într-o perioadă atât de încărcată, iubește tradiția, cultura tradițională și vor să o ducă mai departe. Ceea ce este pentru noi important și obiectivul pe care noi ni l-am fixat, unul major, având în vedere că suntem instituție de educație non-formală, tocmai aceasta este deviza noastră, să ducem mai departe tradiția prin tânăra generație, care spuneam printre altele că tinerii care au participat la acest festival au fost foarte mulțumiți și prin faptul că au reușit să viziteze mănăstirea Bic, un templu frumos construit cu atâta trudă de către maicuța stareță de la Bic. S-au simțit foarte bine acolo, cât și în zona au vizitat muzeul de la Iași, Ligia Bodea, pentru zona noastră a Barcăului, un muzeu bine documentat cu oameni gazde deosebite, unde s-au bucurat de ospitalitate și unde au desfășurat mici aspecte, secvențe din spectacolele pe care le-au prezentat și pe scena din Șimleu. Deci faptul că s-a desfășurat în Casa de Cultură și să nu uităm, există oameni, în general, oamenii iubitori de cultură tradițională sunt persoanele
mai în vârstă. Deci faptul că au putut să stea liniștite într-o atmosferă plăcută, cu o sonorizare perfectă, și aici vreau să mulțumesc foarte mult colectivului de administrație, sectorului administrativ de la primăria noastră, condusă de domnul Romeo Olteanu, cu echipa dânsului, ne-au fost alături, și a domnului Petru Gliguță, colaboratorului dânsului, precum și, hai să spun, și celor care au asigurat filmarea acestui festival pentru a fi transmise în așa cum se obișnuiește pentru cei care n-au reușit să ajungă din diferite motive în să vizioneze spectacolele. Deci le mulțumim tuturor. Am fost, spunem noi, o echipă frumoasă, ne-am unit forțele pentru a demonstra, în primul rând, tinerei generații că suntem alături de ei și că avem responsabilitatea, ca și dascăl, ca și oameni maturi, să le fim alături în dorința lor de a cunoaște tradiția și de a o duce mai departe. Eu mă declar foarte mulțumită din acest punct de vedere. Mulțumim partenerilor, mulțumim primăriei pentru sprijinul financiar asigurat. Mulțumim Ministerului Educației Naționale, Inspectoratului Școlar, Centrului de Îndrumare, care ne-au fost alături în realizarea, spun eu, a unei ediții de colecție. Și timpul și în viitor, cei care vor dori să vizioneze arhiva despre acest festival vor constata acest lucru. Înainte de toate, salut întreaga comunitate din orașul nostru, pe toți iubitorii de folclor, de tradiții. Majoritatea fac acest lucru, dar salut și pe cei care nu iubesc sau nu au preocupări pe această linie. Sunt profesorul Gabriel Neaga, profesor la Clubul Copiilor, până mai ieri directorul clubului, acum am fost directorul festivalului. De ce? Pentru că acest festival, această mișcare culturală, cultural-artistică, am pus piatra de temelie acum 19 ani. De ce am organizat această manifestare? Pentru a sprijini românii atât din țară cât și din diasporă. De-a lungul celor 19 ediții s-au perindat peste 9500 de copii din diferite zone, din împrejurimile țării. Aș aminti Valea Timocului, Serbia, Banatul Sârbesc, Ungaria, Cernăuțu, Transcarpatia, Maramureșul Istoric, regiunea Odessa, așa, Republica Moldova, Bulgaria, Kazahstan, Macedonia, Albania, etc. Acolo unde sunt comunități de români, am făcut tot posibilul să iau contact cu reprezentanții lor de acolo și să-i invit la această amplă mișcare culturală, artistică, care se desfășoară la Șimleul Silvaniei de 19 ani. Cu toate că este un oraș mic, cu puteri economice nu prea mari, așa, ne-am străduit de fiecare dată cu sprijinul autorităților locale, a Consiliului Local, a Primăriei, cu domnul primar, pe care și cu această ocazie vreau să-l felicit pentru activitățile pe care le face în toate domeniile de activitate. Pe această cale mulțumesc domnului primar și consilierilor orașului Șimleul Silvaniei pentru sprijinul acordat în cadrul parteneriatului pe care îl avem între cu instituția noastră și primăria locală. Despre această manifestare culturală artistică se poate vorbi foarte mult, mai ales ca și
s-a desfășurat în al 19-lea an, sunt multe, multe lucruri de discutat. Fiecare ediție a fost cu specificul ei, cu caracteristicile ei. Un sprijin mare am avut, mai ales la începuturi, din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, de la Guvernul României, ne-au finanțat și aduceau pe cei de peste hotare cu închiriau autocare și îi aduceau la șimneul Silvaniei. Multă lume întreabă că cum am reușit într-un oraș așa de mic, cu ce forțe pentru a aduce așa număr de mare. Au fost ani când au fost 600-700 de mii de copii la ediții, la acest festival, dar cu ajutorul colegilor de la Clubul Copiilor, pe care îi salut și le spun multă sănătate și putere de muncă în continuare pentru activitatea depusă de-a lungul celor 18 ani și anul acesta al 19-lea. Despre rolul acestei manifestări, dar înainte vreau să repet, să subliniez un aspect. Manifestarea culturală artistică are mai multe componente. Una din ele ar fi festivalul propriu-zis, cântec, joc și dans din regiunile de unde vin participanții. O altă componentă ar fi aceea donație de materiale istorice, geografice, etnografice, pe care le facem grupurilor de copii care sunt prezenți la festival. Apoi, cealaltă componentă, vizite, îi ducem să vadă zona șimneului. Au fost ani și la anumite ediții, i-am dus în diferite zone ale țării, zona Maramureșului, zona Clujului, Bihorului, Bistriței. Într-un an am plecat la mare, la Năvodarcu, i-am făcut o tabără acolo și pentru a se simți bine și a vedea care este viața românilor, viața celor de acasă. Și vin în contact cu limba română, vorbesc românește aici. Unii de ei, spre regretul nostru, nu știu românește pentru că situația din țară în care trăiesc nu este democratică, mai au alte rețineri acești conducători pentru a fi în pas cu lumea și să accepte drepturile minorităților pe care le au în țară. Așa cum face România. România este fruntașă la acordarea drepturilor pentru minorități locale. Nu cred că mai pe globul asemenea țară unde s-a admis ca minoritățile să se bucure de tot ce doresc ei. Nu se bucură de mai multe drepturi majoritare decât minoritare. Spuneam, scopul acestei acțiuni este păstrarea identității românilor acolo unde se găsesc, identitatea religioasă, identitatea culturală, identitatea lingvistică și așa mai departe, care noi încercăm să o protejăm și să o întărim prin contactele pe care le-am avut cu ei, atât aici la noi în țară, cât și în deplasările noastre cu ansamblul Barcăul de la Clubul Copiilor, în aceste comunități. Acolo ne-am întâlnit cu români dornici să învețe limba română, să-și cunoască țara, să-și cunoască portul și s-au făcut numeroase prieteni între membrii ansamblului nostru și membrii ansamblului din localitățile și țările respective. Și aș vrea să mai spun, organizarea acestei mari manifestări de caracter național și internațional nu este ușoară. Deci, așa cum am mai spus înainte, având în vedere și faptul că posibilitățile financiare sunt așa cum sunt, ne străduim de fiecare dată să facem ca cei care vin la șimneu să se simtă bine, să se simtă acasă. În ceea ce privește pregătirea formațiilor, cred că și dumneavoastră care ați fost la spectacol ați putut observa calitatea formațiilor, atât din punct de vedere coreografic, cât și din punct de vedere al repertoriului pe care îl prezint, al portului pe care îl aduc din zona din care vin. La fiecare ediție organizăm și parada foarte frumoasă, de-a lungul orașului, prin parc, anul acesta a fost până la Parcul Mare, acolo ne-am oprit și am cântat și am dansat pentru toți șimleoanii și pentru toată țara la urma urmei.
și nu numai țara, ci și internațional, pentru că au făcut și din alte părți. O asemenea manifestare are foarte multe probleme de rezolvat. Sunt foarte multe probleme, în această manifestare sunt foarte multe probleme de rezolvat, de la trimiterea invitațiilor și până la finalizarea activității la această manifestare, care nu este ușor, nu este ușor să organizezi, să desfășori asemenea mișcare la care aduci atâția oameni și îți trebuie multă răbdare, responsabilitate, nu mai vorbesc, pasiune, curaj și dorință de a face ceva pentru oraș și pentru țară. Așa cum am mai spus, orașul nostru se poate mândri, poate fi bucuros, pentru că această activitate, fiind și istoric, așa în paranteză să spun, pe lângă celelalte pregătiri ce le-am, cunosc istoria orașului și o asemenea manifestare de o durată așa de mare și cu o reprezentare așa de mare nu a avut orașul nostru. Așa că istoria o să dea dreptate și o să ne aprecieze, știu eu, peste 50-100 de ani, 200, când vor studia documentele în care s-au scris și s-au descris activitatea noastră și vor ști că în șibleul Silvaniei la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX a fost o activitate deosebită. În ceea ce privește participarea șibleoane, vreau să discut și asta. Mulțumim tuturor celor care se interesează, vin și de fiecare dată ne sunt parteneri la această activitate. Dar, cu regret, vreau să spun că tinerii mai puțin au o plecație pentru folclor, tineretul, majoritatea vorbesc, că o parte sunt, îi vede. Asta și pentru că în școală folclorul nu este, etnografie nu se face, doar câteva sporadic, așa câte o lecție mai fac pe la școală. Deci nu sunt nici în drumul asta, recunoaște că sunt și cadre didactice care nu îi îndrumă spre o asemenea activitate, după spre alte activități și mai departe, lăsând la o parte filonul acesta al poporului român. Pentru că este un filon al vieții românilor pe aceste meleaguri. Și, da, sperăm că vorba aceea apa trece, pietrele rămân. Exact, și peste an și an se va vedea munca noastră de astăzi, care, prin care nu lăsăm să dispară și să apară alte genuri care nu sunt specifice românilor, poporului român. Dar, din păcate, unii așa înțeleg democrația, să aducă nori valori, să facă chici și așa mai departe și nu să țină la valoarea noastră, ca oameni și ca și oameni de cultură, oameni, știu eu, în diferite domenii. Deci nu se ține cont de această valoare. Ici pe acolo se ține, noi cei care mai suntem cu o activitate îmbogată, ne luptăm să ținem flacăra acestei valori, să stea alături de celelalte valori ale neamului nostru. Mulțumim și dincă o dată domnul primar ne-a asigurat locația Casa de Cultură. Mulțumim celor doi de la sonorizare, Petruță, domnul Petre Griguță și domnul Romeo Olteanu. Extraordinar și părerea mea și nu numai mea și altora, avem stație de amplificare, deci avem sonorizare foarte bună, nu trebuie închiriată de nu știu unde, cu prețuri de drumă, ne avem bani, mai și închiriez pe o scenă de aceea, cum se facea afară. Lasă că este foarte, foarte bine și așa. O dorință de-a mea a fost să fie televizat, pentru că majoritatea festivalurilor de asemenea trebuie sunt televizate. N-am reușit doar într-un singur an, televiziunea locală Hora ne-a transmis. În rest, la televiziuni n-au venit pentru că știți cum este, se cer bani, noi nu dispunem de asta. Dacă pe viitor vom găsi fonduri, să aducem să vadă lumea întreagă ce se face de la Șimleu. În ultimul timp s-au publicat numeroase imagini despre faptele care le face la Șimleu pe Facebook și peste tot, pe internet. Deci,
O asemenea activitate nu trebuie să moară niciodată cât vom exista. După mine vine tineretul și vor duce mai departe această activitate. Eu cât puterile mă vor ține, voi face acest lucru. Și să dăm importanța cuvenită acestei manifestări. În încheiere, le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat, ne-au sprijinit. Consiliul local ne-a sprijinit din punct de vedere financiar, cu locația și cu alte aspecte. Domnul primar este foarte înțelegător și știe ce înseamnă o asemenea manifestare. De asemenea, Centrul de Îndrumare, Centrul de Cultură și Artă Sălaj, a cărui manager este domnul Săuca, Inspectoratul Școlar, să nu uit, și Ministerul Învățământului, care ne-au sub egida dânșilor, pentru că suntem subordonați Ministerului și Inspectoratul Școlar de la județ. Pentru anul ce vine, perspectivă, dorim să mergem mai departe, numai și numai ajutați cu parteneriatele care le avem, numai și numai dacă va fi pace și liniște în țară și să progresăm și din punct de vedere economic, ca să avem forțe și financiare, forța umană o avem, dar forța financiară e mai puțină, să putem dezvolta acest festival și mai mult. Mulțumesc și pensiunilor, patronilor, la care au fost cazați copiii, la broscărie, la Trifan sau Trifan, la liceu agricol, la Viața Nouă și la pensiunea David din Bodiș. Le mulțumesc acestora pentru condițiile pe care le-au asigurat și modul cum s-au comportat cu oaspeții. Le mulțumim din suflet și îi rugăm să fie alături de noi pentru totdeauna. Îi mulțumesc și domnului Mugu, un fost elev de-al meu care iubește cultura și veșnic este alături de noi, pentru imaginile, fotografiile, etc., etc., ce face pentru activitatea pe care o desfășurăm. Cu toate greutățile am mers înainte, sperăm să mergem tot așa înainte. La mulți ani, manifestarea cultural-artistică la Fântâna Dorului, să ne întâlnim cu bine în 2020 și va fi un an jubiliar. Vom împlini 20 de ani.